Acest program informativ este destinat și persoanelor cu deficiențe auditive sau de vedere. Autoturismele cu sisteme de propulsie ecologice vor primi din 7 iunie plăcuțe cu numere de înmatriculare vers. Anunțul a fost făcut de Agenție Servicii Publice. Astfel, în această clasă intră doar automobilele cu emisii zero de CO2, mai exact vehiculele pur electrice sau cele care folosesc pilă de combustie cu hidrogen. Potrivit ASP, pe parcursul ultimilor ani, numărul automobilelor electrice a crescut considerabil. Plăcile cu numere verzi vor fi acordate atât autovehiculelor electrice noi, cât și celor care au fost deja înmatriculate. Proprietarii de autovehicule electrice deja înmatriculate pot solicita preschimbarea plăcuțelor standard cu cele verzi. Plăcile cu numere de înmatriculare verzi vor fi un element distinctiv al autovehiculelor electrice, contribuind la o mai bună identificare a acestora în trafic și la promovarea mobilității durabile. Potrivit datelor din Registrul de Stat al Vehiculilor, în total, în Republica Moldova sunt înregistrate primar peste 3.000 de automobile electrice. Mai multe furtuni violente au măturat centrul și sudul Statelor Unite ale Americii. Cel puțin 18 persoane au murit și alte câteva sute au fost rănite. State precum Texas, Oklahoma și Arkansas au fost cele mai afectate. Meteorologii au emis mai multe avertismente de tornade și se așteaptă ca vremea rea să continue și zilele următoare. Mai multe localități din nordul statului Texas au fost complet distruse după ce o tornadă a măturat regiunea. Casele și mașinile au fost avariate, iar zeci de mii de locuințe au rămas fără curent electric. Mai mult de 200 de case și structuri au fost declarate distruse. Alte peste 120 au fost catalogate ca fiind avariate. Voi fi șocat dacă aceste cifre nu vor crește pe măsură ce se fac evaluări suplimentare. Autoritățile au anunțat că operațiunile de salvare și căutare sunt în plină desfășurare. Primul lucru pe care îl facem, care se desfășoară chiar în acest moment, și anume să facem o ultimă rundă de operațiuni de căutare și salvare pentru a vedea dacă mai este cineva care trebuie salvat. Apoi trecem la ajutor complet, sprijin și provizii acolo unde oamenii au nevoie de asistență imediată. Vremea rea a speriat locuitorii din alte state precum Oklahoma, Kentucky sau Arkansas. Furtunile au venit însoțite de grindină și vânt puternic de până la 120 de km pe oră. Sute de copaci și stâlpi de electricitate au fost puși la pământ. Mai mulți oameni au rămas blocați în locuințe sau în magazine pentru a se adăpostii. Mă întorceam acasă, mâncam la un restaurant. De nicăieri mama m-a sunat și mi-a spus că vine o tornadă și că toată lumea se evacuează. Apoi de nicăieri mama a început să țipe, sunt pe moarte, totul se mișcă, ferestrele sunt sparte. O să mor. Meteorologii se așteaptă ca furtunile să se deplaseze acum spre estul țării. Statele Ohio, Tennessee și Mississippi vor fi lovite de ploi abundente și grindină. În ultima săptămână, serviciul Vamal a încasat la bugetul de stat peste 730 de milioane de lei, ceea ce reprezintă îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de aproximativ 110%. În această perioadă, persoanele fizice au introdus bunuri a căror valoare în vamă depășește limita neimpozitabilă, fiind încasate plăți în valoare de peste 22 de milioane de lei, ceea ce reprezintă puțin peste 3% din totalul sumei. Banii colectați de la contribuabili sunt vărsați direct în bugetul de stat și restribuiți pentru salarii, dezvoltarea infrastructurii, proiecte sociale și altele. De asemenea, pe parcursul săptămânii trecute au fost perfectate 11.645 de declarații vamale, iar fluxul mijloacelor de transport a constituit 57.870 de traversări. Cele mai tranzitate posturi vamale rămân a fi Leușeni și Sculeni cu 17.377 și respectiv 13.450 de traversări. De la începutul anului curent, serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat aproximativ 14 miliarde de lei, ceea ce reprezintă îndeplinirea cifrei de control în mărime de peste 112%.
Benzina și motorina se mai ieftinesc. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețul plafon la benzină și motorină pentru marți. Astfel, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 24 de lei și 95 de bani, cu 7 bani mai puțin. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 20 de lei și 71 de bani pentru litru, cu 2 bani mai puțin. Astfel, în raport cu septembrie 2021, prețul maxim de comercializare al carburanților de tip standard, care este stabilit direct de către ANRE, rămâne mai mare, cu 3,67 lei de bani per litru în cazul benzinei A95 și cu 5,51 lei de bani per litru în cazul motorinei standard. Șoferii care dețin certificatul de tractorist mecanic eliberat de Inspectoratul de Stat Integro vor trebui să dețină și permisul eliberat de Agenția Servicii Publice pentru a se deplasa cu tractorul sau altă tehnică agricolă pe drumurile publice. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban. Posesorul de acest certificat din partea Integro trebuie să meargă la ASP în cazul când el are un permis de conducere pentru o altă categorie și vorbim aici de A, B, C, deci conduce motocicletă sau autoturism sau autocamion. În acest caz el merge la ASP, depune o cerere cu certificatul eliberat de Integro și lui îi introduce categoria H și îi introduce în permisul de conducere valabil și recunoscut de toate organele și conform codului rutier. În caz contrar, deci agenții economici vor fi cumva, deci preîntâmpinați, după care amendați, nu agenții economici, dar conducătorii de tractoare care nu vor avea la ei permisul de conducere. În cazul în care candidații nu dețin dreptul de a conduce vehicule din alte categorii, aceștia trebuie să susțină probă teoretică la Agenția Servicii Publice. După susținerea probelor, documentele confirmative sunt eliberate, iar permisul de conducere categoria H este emis. În cazul când conducătorii de sau posesorii de certificate pentru conducerea tractorului și altor tehnici agricole nu au alt permis de conducere, ei trebuie să se înscrie la ASP, Agenție Servicii Publice, să se înscrie în vederea susținerii examenului teoretic, că ei trebuie să cunoască semnele circulației rutiere și regulile circulației rutiere. Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban, a explicat și motivul acestor decizii. Am recunoscut și ne dăm seama că noi vorbim despre securitatea la trafic. Noi vorbim despre copiii noștri, despre părinții noștri și rog și agenții economici să gândească la acest lucru, că noi vorbim de niște tractoare, care ele sunt de peste 235, 300 și mai mult cai putere, deci sunt niște mașini foarte mari, care mai au în spate agregate niște, nu știu, cultivatoare, semănători, altceva, și odată ieșiți în trafic, ei pot să provoace diferite accidente. Doamne ferește, nu este de dorit acest lucru, dar ar putea fi. De aceea noi trebuie să ne asigurăm că conducătorul de tractor sau alt tehnică agricolă, el are studiile în domeniul circulației rutiere, el are susținut un examen la ASP și el poate să conducă acest mijloc de transport. Conform regulamentului privind procedura de examinare pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule, conducerea vehiculelor agricole pe drumurile publice este permisă doar pentru persoanele care dețin permisul de conducere categoria H. Acest permis este emis de subdiviziunile competente ale instituției publice, Agenției Servicii Publice, la prezentarea documentelor necesare, inclusiv a certificatului de tractorist mecanic eliberat de Integro. Două
276 de solicitări pentru creditul agricol de urgență au fost recepționate în perioada 1 martie-24 mai. Datele au fost prezentate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Potrivit instituției, din numărul total de cereri, 274 au fost aprobate, iar cei mai mulți solicitanți sunt din raioanele Cantemir și Edineț. Instrumentul financiar este conceput pentru agricultorii micro și mici care cresc cereale. Astfel, agricultorii pot obține credite cu o valoare maximă de 500.000 de lei, fiind garantate de stat în proporție de 90%. Instrumentul poate fi accesat inclusiv de către cei a căror credite sunt plasate în categoria substandard, conform prevederilor BNM. Pentru a beneficia de acest credit, agricultorii se adresează băncilor comerciale până pe 31 mai 2024. Solicitările agricultorilor sunt evaluate conform procedurilor individuale ale băncii. Solicitarea garanției de stat se realizează la fel prin intermediul băncilor. Aproximativ 21 de miliarde de lei au constituit veniturile totale ale bugetului de stat în primele 4 luni ale anului 2024. Acestea sunt în creștere cu peste 964 de milioane de lei sau cu 4,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele au fost prezentate de Ministerul Finanțelor. Potrivit instituției, încasările din veniturile administrative de către Serviciul Fiscal de Stat reprezintă 9,6 miliarde de lei, iar din cele administrate de către Serviciul Vamal, aproximativ 12 miliarde de lei. Cheltuielile bugetului de stat au constituit 25 miliarde de lei. Comparativ cu perioada similară a anului 2023, acestea sunt mai mici cu 1,5% sau cu peste 393 de milioane de lei. Ministerul Finanțelor a precizat că executarea bugetului de stat la finele lunii aprilie a anului curent s-a încheiat cu un deficit de aproximativ 4 miliarde. Încă nu toți agricultorii care beneficiază de motorina din România au venit să o ridice de la punctele de distribuție. Declarația a fost făcută de secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban. Potrivit lui, au fost mai multe probleme de logistică, iar acest lucru aduce pierderi statului. Probabil că aici este vorba și de agenții economici, și de agenții rezervei materiale și poate alte structuri care în mijlocit trebuiau să fie implicate în acest proces. Vorbim de Șoldănești, Florești, Ceadărlungă și parțial, deci Căușeniu, producătorii agricoli foarte mici care trebuie să se ducă și să ridice acea motorină. Este de menționat că această organizare trebuie să fie făcută cât mai rapid posibil, deoarece statul suportă cheltuieli la păstrarea acestei motorine. Sau se pune pe de altă parte întrebarea sau se creează impresia că nu ar fi necesară pentru producătorii agricoli, ceea ce nu cred că este chiar așa. Autoritățile au anunțat în aprilie anul trecut că România donează motorină în calitate de ajutor umanitar Republicii Moldova. În total, țara vecină a oferit 4.000 de tone de motorină pentru a fi distribuite fermierilor afectați de seceta din 2022. Din cauza că nu a fost identificat un spațiu pentru depozitarea acesteia, motorina a ajuns în țara noastră abia în luna aprilie al anului curent. Paulonia, copacul minune cu cea mai rapidă creștere din lume, a ajuns acum 3 ani și în raionul Ștefan Vodă. Un fermier din satul Cioburciu a decis să experimenteze și să planteze la voluntari 7 hectare de teren cu cel mai popular arbore din lume. Pentru a ajunge în țara noastră, puieții au fost transportați în ghivești din Spania. În același timp, peste 1 milion de lei au fost investiți în sistemul de irigare și alte condiții optime de îngrijire. Chiar și așa, afacerea sa se dorește a deveni una profitabilă, deoarece cererea de cherestea din Paulonie este foarte mare pe piața internațională. Ei folosesc pentru mobilă, iar că tot m-a întrebat eu mai zice, asta, bamperi la mașini, ce și mai zice, tot fac din iactul din pilon și fac strușcă și din strușcă asta, dar care e mai drept, care copacul e calitativ, care e de primul sort, ce, apoi el merge la mobilă tare frumoasă. 5,20 m. 5,20 m. Și grosimea, dar nu am să vedem. Anul ăsta, dar nu am să vedem cât
care e primul sort, acela al mai lăsăm, care e drept, care e ce, dar care e, mă rog, schiloditul și așa, așa i-a dat stau și se duc la, mă rog, la material, la strușcă. Plantația de așa dimensiuni este unică în regiune, iar până la această etapă au fost nevoie de mai multe investiții, deoarece este un arbore care are nevoie de multă apă pentru creștere. Tot ziua udă. Când ea cam uși termină cultivatorul, creșitul și se începe irigare. Nu crește lemnul curat. E ca șlangul ieșit, noi trebuie să începe udă. Pe lângă sistemul de irigare, fermierul și-a construit și o fântână arteziană de 250 de metri adâncime pentru a pompa apa. În același timp, periodic, muncitorii execută tot felul de lucrări în plantație. Dar trebuie să ai grijă dânsul, trebuie să-l lăstăriești, trebuie să-i udobrenii, apă numai, adică trebuie întâi ziua, trebuie să ai... Scazi de dânși, că amuș, l-ai scapat în burian, că iată rădășinile la dânsul, mus în fum. Iată că îi zăsă. Iată. El îi zăsă orice. Și apoi, nu mă, dacă l-ai scapat, l-ai scapat în uscășiune, gata, el s-a dus. Îi strochim cu, este un fel de, da, pentru furin. Îl strochim. Spasiba. Arborele paulonie este din ce în ce mai popular în lume, mai ales datorită profiturilor pe care le poate oferi, aproximativ 30.000 de euro la un hectar. Arborii crescuți la voluntiri vor merge peste câțiva ani la export. Îi lem tare, prăpădieni. Nu am văzut chiar, n-a rupt, dar în vârf acolo, apoi gol. Noi așteptăm și noi că să avem ca un fel de flori, de roadă, știi? Că aici v-a zis că sunt tare buni pentru albini. Numai noi îi lăstărim așa, jos ca el să dăi susul. Potrivit specialiștilor, la un hectar de teren se pot planta aproximativ 600 de arbori de paulonia, distanța optimă fiind 4 din 4 metri. În cazul în care arborii urmează să fie valorificați pentru biomasă, atunci spățierea dintre copaci poate fi și mai mică. Paulonia ajunge la maturitate după 3-6 ani de la plantare, în funcție de zonă și de condițiile climatice. Costul înființării unui hectar este de aproximativ 2.000 de euro. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare planifică de la începutul lunii iulie să organizeze mai multe discuții cu agricultorii privind înființarea camerelor agricole. Anunțul a fost făcut de ministrul de resort Vladimir Bolea. Creând aceste 10 camere agricole, eu cred că noi vom reuși să abordăm mult mai individual și personalizat problemele cu care se ciocnesc agricultorii astăzi. Pe viitor, se așteaptă, începând cu luna iulie, un amplu proces de discuții cu agricultorii. Deci noi astăzi am transmis la toate asociațiile proiectul de lege. Proiectul de lege urmează să fie analizat, îmbunătățit, discutat pe larg. Potrivit oficialului, camerele agricole vor fi un instrument de dezvoltare pentru fermierii mici și mijlocii. Aceștia vor putea apela la serviciile profesionale ale unui contabil, jurist, agronom sau economist, scopul de bază fiind de a combina activitatea din agricultură cu cea de consultanță. Ceea ce este cu certitudine și toți agricultorii trebuie să înțeleagă, fără asociere, fără unificare, fără lucru în comun, va fi extrem și extrem de greu să facem față provocărilor de viitor. Noi, aproximativ 65% din exporturile noastre sunt destinate unei piețe foarte mari, ea este piața Uniunii Europene, și este absolut imposibil, din punctul meu de vedere, dacă să vorbim în termeni economici, tu de unul singur să faci față concurenței provocate din cealaltă parte de cooperative. Amintim că la sfârșitul lunii aprilie curent, Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de lege privind organizarea și funcționarea camerelor agricole, care au drept scop principal reprezentarea și protejarea intereselor fermierilor.
Cel puțin 4 persoane și-au pierdut viața și 20 au fost rănite în urma prăbușirii unui restaurant în insula spaniolă Mallorca, a declarat o purtătoare de cuvânt a serviciilor de urgență din arhipelagul turistic Baleare. Printre victime s-ar afla mai mulți cetățeni străini. 7 dintre răniți sunt în stare foarte gravă, iar 9 sunt în stare gravă, au declarat serviciile de urgență într-un mesaj postat pe platforma X. Ei au fost transferați spre diferite spitale din Palma, capitala insulei Mallorca. Insulele Baleare, situate în Marea Mediterană și renumite pentru apele lor cristaline și plaje, sunt a doua cea mai frecventată regiune turistică din Spania după Catalonia. În 2023 au înregistrat peste 14 milioane de turiști, potrivit cifrelor oficiale. Arhipelagul din care Mallorca este insula principală este foarte frecventat de turiștii germani și britanici. Tragedia s-a produs la sfârșitul zilei în zona turistică Playa de Palma, când acoperișul unei clădiri cu două etaje în care se afla un restaurant s-a prăbușit, a explicat purtătoarea de cuvânt a serviciilor de urgență. Această zonă este situată la sud de Palma. Leul moldovenesc se depreciază în raport cu euro-dolarul și leul românesc. În același timp, hrivna ucraineană și rubla rusească rămân neschimbate. Astfel, moneda unică europeană va costa 19 lei și 27 de bani, cu 6 bani mai mult, iar dolarul american este cotat la 17 lei și 74 de bani, scumpindu-se cu 5 bani. Leul românesc va costa 3 lei și 87 de bani, cu un ban mai mult. În același timp, hrivna ucraineană își menține cotația de 44 de bani și rubla rusească va costa în continuare 19 bani. Temperaturi scăzute și ploi potrivit datelor meteo. Astfel, marți la nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 18 grade, iar noaptea coboară până la 10 grade, cu intensificare ale vântului. În centru, termometrele vor indica până la 20 de grade Celsius. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 12 grade, cu posibile ploi slabe. În sudul țării vom avea parte de circa 23 de grade pe timp de zi, iar noaptea vor fi în jur de 15 grade. În capitală, temperaturile se vor ridica până la 21 de grade, iar minimele se vor situa în jurul valorii de 13 grade, cu ploi. Miercuri, vremea nu se va schimba esențial, fiind posibile și averse cu descărcări electrice.